Bună ziua! Am revenit cu informații despre situația incidentelor electorale. De la începerea votării au fost sesizate 80 de posibile incidente, dintre care 43 sunt confirmate, 16 sunt în curs de verificare și 21 nu s-au confirmat. Au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, 7 amenzi în valoare de 11.700 de lei și 27 de avertismente. De asemenea, se efectuează cercetări cu privire la 8 posibile infracțiuni. Permiteți-mi să vă dau și câteva exemple de fapte înregistrate până la acest moment. Polițiștii din Ploiești cercetează un bărbat pentru fraudă la vot, după ce în momentul în care s-a prezentat la o secție să voteze, sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal a semnalat faptul că bărbatul votase deja la o altă secție. În București se efectuează cercetări față de o persoană cu domiciliul în altă localitate care a votat la referendum, deși nu avea acest drept pentru că îi expirase viza de reședință. Polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că un alegător ar fi primit 2 buletine de vot cu care a intrat în cabina de votare. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot sub forma tentativei. Polițiștii bihoreni efectuează cercetări în urma unei sesizări referitoare la o posibilă situație privind transportarea organizată la secțiile de votare a unor alegători de către membrii unor partide politice. Polițiștii de ordine publică, echipaje de poliție rutieră și jandarmii sunt prezenți în teren, în zona respectivă, și monitorizează situația pentru a preveni și combate orice încălcare a legii. Un bărbat din București a fost sancționat cu o amendă de 4.000 de lei după ce a sesizat la 112 că la o secție de vot din județul Giurgiu s-ar permite intrarea în cabina de votare a câte 2 persoane, dar în urma verificărilor efectuate de polițiști, aspectele sesizate nu s-au confirmat. Polițiștii din București au sancționat contravențional, cu o amendă în valoare de 200 de lei, un bărbat după ce a adresat expresii jignitoare pe timpul sosirii unui demnitar la o secție de votare din sectorul 1. Tot în București, polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare în cazul unui conflict apărut între 2 persoane în incinta unei secții de vot din sectorul 5 al capitalei. Polițiștii din județul Iași au fost sesizați prin 112 de către o persoană cu privire la faptul că soției sale, care are domiciliul în municipiul Iași, i-a fost refuzată exercitarea dreptului la vot pe liste suplimentare la o secție dintr-o altă localitate. Polițiștii au constatat că președintele secției i-a comunicat că din cauza numărului mare de persoane care au votat pe liste suplimentare, raportat la numărul de buletine de vot existente, ar fi de preferat să voteze la secția de votare la care este arondată. În cauză s-a întocmit dosar penal. De asemenea, precizez că au fost semnalate mai multe cazuri în care alegătorii, printre care un deputat și un europarlamentar, și-ar fi fotografiat sau filmat buletinul de vot în timp ce se aflau în cabina de votare. Cercetările sunt în desfășurare. Vă mulțumesc! Revenim la ora 17 cu noi informații.